N-am mai jucat jocul ăsta de 3 luni, 2 luni, 2, 3 luni, ceva de genul. Și tocmai ce l-am instalat, mi-am făcut și eu setările și mi-am pus reshader-ul înapoi să văd și eu puțin mai bine decât s-ar vedea jocul ăsta în mod normal. Ce credeți că am uitat să... Ce credeți că am uitat eu să fac? Să-mi pun 120 de frame-uri la joc, dând files. Să mă arăt familia, adică m-au uitat 60 de frame-uri, mă doroc. Oh, la domn dobitor, mi-am dat seama fix acum când am intrat în meci. Cred că... Ai, după mine ești, a? Hai în gura viață. Da, nu știu că l-am văzut acolo, dar... Nu știu ce să zic, să fiu sincer. 2, 3, cât are? 2, cred, practic. Bun, deci ca să vedem. Foto-te în gura, drace! Facem și o să vedeți aici câte frame-uri nebune am. Am intrat în pământ, este? Nu știu unde să mă duc, ca nu mă dor ochii deja. Mai că mai ești, lasă-mă! Am Death Hard-ul ăsta și știu că Death Hard-ul ăsta nu prea mai e cum era el odată. Bă, a fost animație veche sau mi s-a părut mie că n-am mai jucat? Ok. Hai mă, lasă-mă în pace, nu cred. Dar eu sunt curios, animația a fost veche? Că parcă nu, parcă s-a dus așa puțin în față cu Death Hard-ul, sau... Nu știu, n-am mai jucat, de asta zic. Trebuie să-i se ducă timpul, să nu bată pe nimeni. Ok, salut, face generatorul meu, nicio fel de problemă. Bă, să fiu sincer, cred că mai bine să te-am nehilat. E ok acum, chiar ok. Chill, boss, chill. S-a ascuns pe undeva pe aici să-și facă... Oh, hai să vedem cu skill check-ul, că nu le mai e. Că nu prea mai juca, nu prea le mai e. Pe aici, dacă mă înțelegi și pe mine ce face azi. Hai, fotu-te în gură! Ce asta? Pleacă că eu am unbreakable. Bine că mi-am pus unbreakable. Că parcă știam, domne, că... Mamă. Death Hard, frumos! Run, bitches! Run! Run! Ce faci, frame? Și-o vreau să facă ce ești. Ușile habar n-am unde sunt. Dar am un Death Hard și o speranță. Gen. Oh da! Victoria de partea noastră! Victoria de partea noastră! Hai, frate, a fost tal cu sigur fără. O te dau, te-am mâncat, o să te mănâncă. Stai să-mi pun și 120 de hertz, că nu se poate, domne. Mă dor ochi la 60, pe bune, domne. Chiar mă dor ochi puțin, să fiu sincer. Nu cred că mai merge să schimbăm cele 60 de frame-uri, pentru că mi-am pus acolo 240 de hertz. Am căutat să văd dacă am vreun V-Sync activat. Nu am. Iar am făcut ia setările de la placa video de la Nvidia, de la control panel. Este cofan în cap cumva? Sau da, cu pușca lui domne. Cred că e cu pușca lui domne. Deci să jucăm în 62 de frame, cum puteți observa. Deci e cam... nu pot să joci, nu știu. Bine, pot să joci, dar mă cam dor ochi, să fiu sincer cu mici. Poate încă merge și sunt eu prea redus mental. M-am făcut totul de capul meu, chit că eu cam mai știu ce trebuie să faci ca să schimbi niște frame-uri. În setările jocului. Eu știu acum ce să zic. Nu știu, o să mai încerc data viitoare când o să mai intru, dacă mi-aduc aminte. Și o să mai intru vreodată pe jocul ăsta. Să intru să caut și pe YouTube să văd ce zic băieții ăia de pe YouTube. Că poate sunt eu prea redus mental, cum am zis, și nu mai știu eu bine să schimb aceste setări. Că vă dați seama, se întâmplă și de astea două. Închid că, să fiu sincer, dacă tot
Na, odată făcute, eu cam rețin minte setările, chestiile astea de la Windows, de la toate chestiile astea. Eu nu, când îmi instalez Windows, orice Windows, nu contează, Windows 11, Windows 10, sau și fac acolo niște setări ale mele pentru Windows, dezactivez servicii și știu de ei, nu trebuie să mai caut pe internet. Că sunt unele mele servicii care chiar n-au importanță să stea on și doar consumă din procesor și din memorie și din... Na, dar mare parte azi consumă procesor și memoria RAM. De ce să consume memoria RAM când eu am nevoie de toată memoria mea RAM? Că am luat-o pentru Google Chrome, cei 300 de giga RAM. Nu pentru acele aplicații. Că da, văd că pușcăreașul ăsta, domne, nu prea e cine știe ce. Te dai și tu cât asta să bată unul, domne. Sunt curios cât o să-mi iasă un videoclip, că n-am mai vorba, n-am mai jucat. Nu știu câte meciuri ar trebui să joc, cum ar fi, ca să știu și cam cât după ce le editez, să știu și cam cum merge. Și da, cred că dacă joc 2-3 meciuri o să-mi ajung de vreo 10 minute, de vreo 10 minute așa. Bă, având în vedere că au scos aia cam imediat după ce a fost băgată, nu mai mă duc și eu. Cam da să mă duc, dar m-am întors, că până la jumătatea domnului o scotea. Au, 62 de frame, foarte frumos. Mie chiar îmi place când văd acolo 62 de frame. Am mai pot deja, mai cu draci și cu ochi. Te vezi cum o să clipesc în casă, pot să... Aolo. Prea nebun, prea nebun. Ai, Coedo, de ce nu te-ai dus încolo? De ce nu s-a dus, mă, și-a stat? Am dat de tablu, da. Da și asta, mă, nenorocită, nu s-a dus și-a în spate, mă. Fugea de zici că era edusă mental. Și-am mai și blocat-o și eu, da? Hai. Eu m-am brecă, bă. Să joace puțin cu asta. Tă cu pușa, că nu are pe aia acolo? What? Aia, da, mori, bă! Eu acum observ. Da! Au, cam picat bine de încerbaga mea și pula. Am picat bine. Da, nu, cred că joc 3 meciuri, că unul la mână cred că deja mi s-a dus pe cheful, să fiu sincer, și doi la mână mă cam doar ochii. La cele 62 de hertz pe care i-am în momentul de față la monitor. Haide, bă, sule, că nu mi se pare corect, să fiu sincer. Oh, na... Băga mi-a și pula în el de hitbox. Ha, mă, fătu-te în gură cu hitbox-ul tău, că m-am dus de 3 ori, mi-a ce? Ha, mă... Am dat de... Am... Ha, mă, bă... Nu mai merge cum mergea înainte, frate. Nu, mai merge cu mergea înainte de jocul ăsta. Ia vezi ce-i tu. Mori, pune mâna. Foarte frumos! Da, cam cred că aici să termine și joaca noastră.